Bine v-am regăsit! Să revedem ultima întrebare. Dar în cazul vasului din stânga, țeava este îndoită la capete, obligând apa să iasă pe verticală, iar în cazul vasului din dreapta, țeava este dreaptă la capete, așa că apa iese pe orizontală, așa cum vedeți în desen. Însă debitul de golire este același. În fiecare secundă iese același volum de apă din cele două vase. Întrebarea. După ce se deschid simultan cele două supape S și ambele vase sunt în proces de golire, așa cum arată al doilea desen, mai este pârghia în echilibru? Ce se întâmplă dacă avem un vas plin cu apă, deschis în partea de sus, atârnat de o sfoară, dacă se deschide un robinet lateral, așa cum vedeți în desen? Un jet de apă va țâșni spre dreapta, împins de presiunea apei din vas. Deci presiunea apei din vas produce o forță care împinge jetul pe orizontală și îl accelerează spre dreapta. Dar orice forță este doar jumătate de interacțiune. Interacțiunea presupune întotdeauna două corpuri, ceea ce înseamnă că avem întotdeauna acțiune și reacțiune. Nu există acțiune fără reacțiune. Asta ne-a învățat Newton cu peste 300 de ani în urmă și nimeni n-a observat vreodată o excepție de la acest principiu al dinamicii. Așa că, deoarece jetul este împins spre dreapta de apa din vas, jetul, la rândul lui, împinge apa din vas și odată cu ea vasul spre stânga. Vasul se va deplasa spre stânga. Puteți vedea aici cât de puternică poate fi forța cu care un jet împinge furtunul din care iese, ca o reacțiune la forța cu care apa sub presiune din furtun împinge jetul. Această forță produsă de presiune există și când jetul iese pe verticală. Ea apare deoarece apa care trece prin orificiul de ieșire nu cade doar sub influența greutății, ci este împinsă spre ieșire, este accelerată de forțele de presiune. Și datorită acestor forțe, ea are deja o viteză în momentul ieșirii. Deci presiunea apei din vas produce această forță care împinge jetul în jos. Dar asta înseamnă că reacțiunea, adică forța cu care jetul împinge apa din vas, este orientată în sus. În concluzie, apa din vas apasă mai puțin fundul vasului din momentul în care începe să iasă jetul, ceea ce înseamnă că greutatea aparentă a vasului scade. Acum putem reveni la întrebarea noastră. În cazul vasului din dreapta, cele două jeturi împing vasul pe orizontală cu forțe egale, dar de sens opus. Una spre stânga, una spre dreapta. Așa că avem echilibru. Vasul nu are tendința de a se deplasa pe orizontală și nici nu avem forțe de reacțiune pe verticală, deoarece jeturile ies pe orizontală. În schimb, în cazul vasului din stânga, apa din jeturi împinge apa din vas în sus. Este reacțiunea despre care am vorbit. Și datorită acestei forțe, greutatea aparentă a corpului din stânga scade. Tot ceea ce am spus are legătură cu motorul cu reacție. Acesta împinge cu putere un jet de gaze, iar reacțiunea împinge motorul și odată cu el racheta de care este acesta atașat în sens opus. Este singurul mod de a ne controla mișcările în vid când nu suntem în contact cu un alt corp. Încă ceva, un alt mod de a înțelege ce se întâmplă este următorul. Să ne imaginăm că apa iese dintr-un vas mare atârnat prin două furtunuri scurte, inițial pe orizontală, așa cum vedeți în desen. Iar acum îndoim furtunurile pentru că apa să iasă în jos. Sigur, trebuie forță pentru asta. Nu s-a schimbat nimic în interiorul vasului, dar acum avem forțe care împing furtunurile în sus și odată cu ele și vasul. Furtunurile trebuie ținute în poziția respectivă, pentru că altfel nu vor sta așa.
Deci răspunsul corect este acela că pârghia se dezechilibrează, vasul din stânga fiind împins în sus de jeturile de apă. Așa că el urcă, iar vasul din dreapta coboară. Motocicliști pornesc la drum cu rezervoarele pline, iar scopul este acela ca unul dintre ei să ajungă cât mai departe, grupul folosind doar benzina din rezervoare. Regulile sunt următoarele. 1. Benzina nu se poate transporta decât în rezervoarele motocicletelor, nu se pot folosi canistre sau alt tip de recipiente. 2. Nu este permisă remorcarea, deci motocicliștii nu pot folosi cabluri pentru a se remorca unul pe altul. 3. Benzina poate fi redistribuită oricând, oriunde și oricum între rezervoarele motocicletelor. Și 4. Rezervoarele pot fi golite complet. Motocicliștii nu trebuie să-și rețină benzină pentru a se întoarce, ei vor fi preluați de o altă echipă. Pe scurt, tot ceea ce pot face motocicliștii este să se oprească din când în când și unii dintre ei să dea benzina pe care o mai au altora din grup și ei să rămână acolo unde s-au oprit. Dacă autonomia unei motociclete este de 840 de kilometri, care este distanța maximă la care poate ajunge unul dintre motocicliști și cum trebuie procedat? Succes pe săptămâna viitoare!